Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, mare este ziua aceasta pentru că mare este și bucuria noastră, dar mai mare este bucuria lui Dumnezeu pentru această zi. Ați auzit această expresie citindu-se astăzi în zilele de pe urmă. Era o expresie foarte folosită în Vechiul Testament, în zilele cele de pe urmă. Acele zile arătau zilele venirii lui Mesia, zilele bucuriei, întâlnirii dintre Dumnezeu și om. Ziua bucuriei lui Dumnezeu este acea zi în care El în sfârșit poate să se unească cu Cel pe care îl iubește, adică omul. Dumnezeu asta și-a dorit pentru oameni, să fie lângă El, să fie toți ca unul și să se bucure de El ca de un tată, iar El, Dumnezeul nostru, să se bucure de noi, de om adică, ca de un fiu. Ori astăzi, ziua aceasta și dorința aceasta s-a împlinit. Ați auzit că Mântuitorul, în ziua cea mare a sărbătorii, a stat în mijloc și le-a spus, cel ce însetează să vină la mine să bea. Care zi a sărbătorii, la care zi se referea oare Sfântul Evanghelist Ioan? La ziua cincizecimii. Sărbătoarea cincizecimii pentru iudei era sărbătoarea primirii legii în Sinai. Ei sărbătoreau acel moment în care Dumnezeu, găsindu-și om, cum spunem noi, după inima lui, pe Moise, a putut să dea aceste legi, acest legământ, mai bine spus, această mărturie a iubirii pe care ne-o poartă, mărturie care în același timp să fie și să se facă pentru noi cale pentru a ajunge la El. Dar nu era legământul desăvârșit, pentru că oricât de mult s-ar fi străduit omul, nu ar fi putut să ajungă singur la Dumnezeu. Îl așteptam așadar pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia, ca El să reușească să unească cele pe care omul nu ne poate uni. El, fiind și cer și pământ, le-a unit într-o sine pe amândouă. El, fiind și creat și necreat, le-a adus pe amândouă într-o unire. Nu confundare, ci unire. Ei bine, atunci, pe muntele Sinai, Moise, care se arătase a fi om după inima lui Dumnezeu, cum am spus, pentru că el se lăsase pe sine la urmă de dragul poporului său, el și-a riscat viața, a riscat tot de dragul poporului său. El i-a spus lui Dumnezeu, când acesta s-a supărat pe popor și pe bună dreptate, pentru că se întorsese cu spatele la Dumnezeu, dacă vrei să ierți, iartă-i, iar dacă nu, șterge-mă și pe mine din cartea vieții. Și i s-a socotit lui ca dreptate. Adică aceasta este dreptatea lui Dumnezeu. Să preferi să te duci tu în iad, dar ceilalți să se mântuiască, să te faci tu treaptă pe care ceilalți, pășind, să poată ajunge la mântuire. Un astfel de om era Moise. Și acestuia Dumnezeu i-a dat tablele legii pentru, nu pentru el, pentru popor. Table pe care el le-a scris cu degetul său. De ce? Ca această familiaritate care era între el și Moise să ajungă și la popor.
ca și poporul să intre în același duh al lui Moise. Dar poporul deja se depărtase, deja când a ajuns Moise la poalele muntelui Sinai, ei deja își făcuseră vițel de aur. Și s-a mâniat Moise cu mânie sfântă și a zdrobit acele table de piatră pentru că poporul nu era vrednic să vadă scris cu degetul lui Dumnezeu. Nu era încă gata, inimile lor erau împietrite, ei erau străini. Străini și întunecați. La astfel de înstrăinare și la astfel de întunecare a făcut referire Sfântul Evanghelist Ioan când a spus că lumina a venit, a strălucit în întuneric și întunericul n-a putut să o cuprindă. Întunericul din noi nu poate înțelege lumina. Dar iată că astăzi făgăduința Tatălui se arată nouă în chip de limbi de foc. Spunea un filozof că lumina este înțelepciunea focului. O înțelepciune care ne ajută pe noi cei întunecați, cei care eram în întuneric, să cuprindem lumina, să o înțelegem. Deși le-a dat acea lege pe Sinai, Dumnezeu i-a spus, în zilele de pe urmă, vedeți, aceeași expresie, în zilele de pe urmă voi întocmi alt legământ cu poporul meu, nu ca acela scris pe table de piatră din muntele Sinai, ci îl voi scrie în inimile lor, pe table de carne ale inimilor lor. Și nimeni nu va mai avea nevoie să zică fratelui său, cunoașteți pe Dumnezeu, pentru că fiecare mă va cunoaște în inima lui. Pentru că eu le voi ierta păcatele și le voi acoperi fără de legile. Așadar, fiecare mă va cunoaște în inima lui, pentru că mă va cunoaște, va recunoaște, mă va recunoaște pe mine în lucrarea mea de iubire. Dacă vrei să cunoști pe cineva, nu-l vei putea cunoaște cu adevărat, în mod plenar, profund, decât în lucrarea lui de iubire. Vrei să știi ceva despre cineva? Vezi cum iubește. Vrei să fii iubit? Iubește la rândul tău. Deschide-ți inima pentru această lucrare. Și această deschidere a inimii atât de mult a dorit-o Dumnezeu, încât pe unicul său fiu l-a dat, ca noi să-l putem cunoaște. Să avem această viață veșnică, să-L cunoaștem pe El, Dumnezeu, ca Tată al nostru și pe Hristos, Cel pe care El l-a trimis, ca frate al nostru. Aceste zile s-au împlinit. Suntem în zilele de pe urmă. Pentru că Dumnezeu a dorit nu ca un singur om, un Moise, un Avraam, un Isaac, un Iacob, să-l cunoască, ci întreg poporul să-l cunoască. De aceea, aceste două sărbători, cincizecimea Vechiului Testament și cincizecimea Noului Testament, se întâlnesc astăzi în modul acesta atât de fericit, pentru că atunci doar Moise avea fața luminoasă. Acum, tot cel ce este botezat. Ați auzit, am cântat în ziua de astăzi, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Ne-am îmbrăcat în lumina Lui. Ne-am îmbrăcat în acea lumină care îl bucură pe Tatăl. De ce? Pentru că acea lumină ne-a adus pe toți la un loc. Au încercat oamenii să se unească singuri atunci când au vrut să ajungă la Dumnezeu, dar au vrut în chip pătimaș, mândru, orgolios și și-au zis, vom zidi turn și vom străpunge cerurile. Turnul Babel, știți prea bine. Atunci Dumnezeu
văzând că această unire pe care ei încercau să o lucreze fără de Dumnezeu, îi poate duce la pieire, a spus să ne pogorâm, să ne pogorâm și să le amestecăm limbile. Și pentru că nu s-au mai înțeles între ei, oamenii s-au împrăștiat pe toată fața pământului. Acum, la cinzecimea, adevărata cinzecime, Duhul pogorându-se iarăși în chip de limb de foc de data aceasta, cum spunem în condacul praznicului de astăzi, pe toate la o unire le-a adus și prin care noi putem să strigăm acum Dumnezeul nostru, slavă ție, Dumnezeul nostru. Noi, ca într-un glas, putem striga datorită pogorârii Duhului Sfânt la noi, Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru. Dar ne întrebăm oare de ce? Totuși, unirea este unire. Chiar dacă suntem răi, dacă ne unim în ceva, Dumnezeu ne ajută. Dacă ne unim cu adevărat, dacă suntem cu adevărat într-un duh, nu așa doar superficial. Le-a amestecat doar limbile atunci Dumnezeu la turnul Babel. Nu le-a încălcit și inimile? Pentru că atunci când ne unim la rău, suntem cât se poate de superficiali, cât se poate de departe, de adânc cu inimii, acolo unde chipul lui Dumnezeu strălucește în noi. Astăzi, prin pogorârea sa la noi, Duhul Sfânt a scos la iveală ceea ce este propriu fiecărui om, strălucirea sa proprie, unicitatea care dă frumusețe particulară fiecărei persoane. Dar aceste unicități, aceste frumuseți individualizate, le-a adus la o unire. Și aceasta este bucuria cea mare a lui Dumnezeu. L-am auzit pe Hristos înainte de patima sa, că s-a rugat Tatălui pentru noi, zicându-i, Tată, păzește-i pe aceștia în numele meu, ca dragostea ta care este în mine să fie și în ei, ca toți să fie una. Iată dorul cel mare al lui Dumnezeu, ca noi toți să fim una. Ori această pogorâre în chip de limb de foc ne-au adus pe toți la oaltă, toți care eram împrăștiați pe fața pământului, încă de la turnul Babel, acum vorbim aceeași limbă, pentru că este o limbă a iubirii, o limbă profundă, a omului celui tainic al inimii. Ei bine, auzim în Faptele Apostolilor, de unde s-a citit astăzi în capitolul 2, că s-a făcut ca o suflare de vânt repede, fără de veste, arătând prin asta că nu omul a hotărât, Duhul suflă unde voiește, spune Mântuitorul. Duhul suflă unde voiește. Fără de veste s-a făcut ca o adiere de vânt repede. Vedeți diferență între adierea de vânt lin și subțire de la Sfântul Proroc Ilie. Atunci s-a arătat doar lui Ilie. Acum toți au văzut acest lucru, toți au simțit același fior, nu toți s-au simțit înfiorați, fiecare în felul lui, toți au simțit același fior și se minunau. Cum aceștia, niște pescari, vorbesc în alte limbi și fiecare dintre noi îi aude în limba în care s-a născut. Foarte important acest detaliu. În limba în care s-a născut, nu pe care o vorbea mai bine, cei mai mulți dintre ei erau iudei înstrăinați de pământul natal.
născuți prin alte părți. Dacă numărăm toate neamurile care erau acolo și care erau, au fost enumerate de Sfântul Evanghelist Luca, o să ne dea 15, nu 12. Vorbea un apostol în două limbi deodată? Nu. Cum putem înțelege lucrul acesta? Noi am văzut în viețile unor sfinți, lucrând pe Duhul Sfânt, având această caracteristică specială, aceea de tălmăcitor, acela de descoperitor, cel care ne învață pe noi toate și ne învață în felul lui caracteristic, delicat, familiar, foarte familiar. Am citit la un moment dat la o întâmplare din viața Sfântului Porfirie, o ucenică de-a lui care era în Franța, l-a rugat să-l primească pe un prieten de-al ei care era francez și care avea o problemă foarte gravă. Și Sfântul Porfirie a fost de acord să-l primească. Și această ucenică i-a spus prietenului ei să știe că părintele nu știe decât greacă. El nu știe franceză. La fel, prietenul ei nu știa decât franceză, nu știa deloc greacă. De aceea, atunci când l-a adus la Sfântul Porfirie, a vrut să intre și ea împreună cu prietenul ei ca să traducă. Și Sfântul Porfirie s-a uitat așa, s-a încruntat la ea, dar tu de ce? Nu e problema lui? Ba da, dar el nu știe greacă. Nu sfătu probleme. Are, poartă Dumnezeu grijă. Și a lăsat-o afară. Când a ieșit, după o vreme, tânărul, s-a dus la ea direct și i-a spus, de ce mi-ai spus tu, de ce m-ai mințit că părintele nu știe greacă? Că mi-a vorbit într-o greacă atât de curată, iertați-mă, într-o franceză atât de curată, atât de fluentă, de ziceai că e născut, că e nativ. Atunci fata, încurcată, dar și puțin supărată, s-a dus la părintele, la Sfântul Porfirie și a spus, părinte, de ce m-ai mințit? De ce ai zis că nu știi franceză? Părintele a început să zâmbească și a zis, păi nu știu. Eu am vorbit cu el în greacă și el a vorbit cu mine în franceză. Dar eu l-am auzit pe el vorbind în greacă și el m-a auzit pe mine vorbind în franceză. Pentru că s-a întâmplat cu noi, din mila lui Dumnezeu, același lucru care s-a întâmplat la cincizecime. Duhul Sfânt a tradus pentru noi, pentru fiecare. Duhul Sfânt a vorbit pentru noi. Când vorbește Duhul Sfânt, omul nu poate decât să se minuneze. Nu poate decât să zică, slavă ție, Doamne, slavă ție. Așa s-a întâmplat și atunci și le-a vorbit, repet, în limba în care ei s-au născut, limba mamei, limba aceea care ți-aduce aminte că nu ești al nimănui, că este una acasă și pentru tine. De aceea, în această zi a cincizecimii, s-a construit, s-a zidit, a luat naștere cu adevărat Biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu, ca trup, în care fiecare dintre noi suntem mădulare în parte, cum zice Sfântul Pavel. Trup care îl are drept cap pe Hristos și care viază prin Duhul Sfânt. Prin urmare, Duhul Sfânt, cum spune Sfântul Grigore Palama, este sufletul sufletului nostru, este sufletul acestui trup al bisericii. Duhul Sfânt este sângele care circulă prin acest trup, ținându-l în viață. Duhul Sfânt este cel care ne dă bucurie tuturor, dar nu bucurie de propria persoană, că atunci n-ar mai fi un trup, ar fi mădulare împrăștiate peste tot, ca la turnul Babel, ci bucuria fiecăruia de celălalt. Duhul Sfânt, spune Sfântul Vasile cel Mare,
are două caracteristici esențiale, sfințenia și bucuria. Dar sfințenia înțeleasă, spune el, nu atât ca și curăție, ci mai ales ca o astfel de iubire în care, aplecându-te asupra celuilalt cu iubire, nu te mai întorci înapoi. Să-L iubești pe Dumnezeu până ce uiți de tine și nu mai ești conștient decât de El. Nu mai ești conștient de tine. Să-L iubești la fel pe aproapele până ce ai uitat de tine. Asta este sfințenia. Cum v-am spus mai înainte de Moise, de Avraam, de aceea. De cei de care, cum spune Sfântul Pavel în Epistola către Evrei, cei de care lumea nu era vrednică. Și cu toate acestea, și ei așteptau ce? Zilele cele de pe urmă. N-au primit făgăduința, le zice Sfântul Pavel. De ce? Pentru că Dumnezeu le rânduise ceva mai bun, ca să nu ia fără de noi desăvârșirea. Prin urmare, desăvârșirea vine din unire. Desăvârșirea vine atunci când îl bucurăm pe cel de lângă noi și fiecare îl bucurându-l pe cel de lângă el, devenim bucuria Tatălui. Bucuria Tatălui că toți suntem una, că fiii lui sunt una. Și atunci, cum și el, una este, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar uniți, una, una. La fel și noi trebuie să fim, cum spunea Sfântul Sofronie de la Essex, întreg Adam. Adamul cel întreg, cel după chipul lui Hristos. Și această unire o putem realiza, iată, prin sfințenia iubirii smerite. O smerenie care nu se mai întoarce asupra sa, a omului care nu se mai întoarce asupra lui însuși, ci este cu totul și cu totul pus la dispoziția celuilalt. Asta este smerenia pe care ne-o aduce astăzi Duhul Sfânt și pe care facă Bunul Dumnezeu să o primim cu toții și o vom primi în măsura în care ne-o dorim. Cum o să auziți într-una din rugăciunile care se vor citi la vecernia acestui mare praznic, imediat după Sfânta Liturghie. Doamne, pogoară-te la noi înainte de a ne pogorî în pământ. Pogoară-te la noi ca să fim bucurie, să fim ție bucurie de aici, de pe pământ. Prin urmare, vrea cineva să fie sfânt, să se roage pentru celălalt. Pentru că eu, chiar dacă sunt păcătos, în momentul în care mă rog pentru celălalt, dorindu-i mântuirea, Dumnezeu îmi curăță rugăciunea. Eu când mă rog pentru mine, rugăciunea mea nu este curată, nu este încă. E multă cale până se va curăți rugăciunea mea. Dar de îndată ce m-am rugat pentru celălalt, cu inimă largă, dorindu-i din tot sufletul mântuirea, Dumnezeu mi-a curățit acea rugăciune. Vrem să avem rugăciune curată? Să-L punem pe celălalt mai presus. Vrem să fim bucuroși? Să lăsăm bucuria lui Dumnezeu să pătrundă în inimile noastre. Și aceasta va pătrunde dacă ne vom uni între noi înșine. Cum le spune Sfântul Apostol Pavel Filipenilor, spune, faceți-mi bucuria deplină și aveți același gând unul pentru celălalt, să fiți în același cuget, fiecare să-l socotească pe celălalt mai de cinste decât pe sine, fiecare să caute cele ale aproapelui, nu numai cele ale lui însuși. Numai un copil cu minte știe ce înseamnă bucuria pe care o simte când tatăl este mulțumit de el. Când tatăl își vede copilul cu minte, ascultător, se odihnește în acel copil.
Adevărata bucurie pe care ne-o aduce Duhul Sfânt astăzi este aceea care decurge, care se răsfrânge asupra noastră din bucuria Tatălui, că în sfârșit fiii Lui sunt adunați la un loc, din bucuria Fiului că în sfârșit a găsit o inimă în care să se poată odihni, în care să-și plece capul, cum a zis El însuși. Dacă vom cere cu insistență ca Duhul Sfânt să reverse asupra noastră darurile sale, număr de 7 pe care l-ați auzit, darul înțelegerii, al înțelepciunii, al sfatului, al puterii, al credinței, al evraviei și al temerii de Dumnezeu, dar să le cerem nu pentru noi, ci pentru cei de lângă noi. Tot Sfântul Vasile cel Mare spune că darurile Duhului au un singur scop, să ne aducă la un loc. De aceea spune Sfântul Pavel că sunt împărțite. Aceste daruri sunt date împărțite la toți. Și nu numai un dar îl are unul și alt dar îl are celălalt, ba chiar un dar este împărțit la mai mulți. De ce? Pentru ca doar împreună aceste daruri să lucreze bucuria Tatălui. Bucuria Tatălui. Vrei un dar? Vrei ceva? Spune Sfântul Vasile cel Mare. Atunci uită-te la aproapele tău, pentru că Dumnezeu, dacă vrea să ți-l dea, ți-l dă prin aproapele tău. Nu ți-l dă ție, direct. Cât de mult își dorește Dumnezeu să fim uniți. Vedeți? Cât de mult. Și cât de mare bucurie îi facem dacă noi ne îngrijim unul de celălalt. Dacă ne pasă, măcar să ne pese de cel de lângă noi. Dacă ne rugăm așa cum ne învață părinții, Doamne, miluiește-i pe toți, în special pe cei cu care nu mă înțeleg. Și pentru rugăciunile lor, miluiește-mă și pe mine. Părintele Sofian Boghiu, când ne învăța să spunem Doamne Iisuse, zicea, mai adăugați acolo un cuvânt mic, care face mult, și. Și să ziceți așa, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă și pe mine păcătosul. Zice, face mult. Adică, miluiește-i pe toți, și la urmă și pe mine păcătosul. Dacă vrei să ierți, iartă-i, iar dacă nu, șterge-mă din cartea vieții. Cum aș putea să fiu eu singur în împărăția cerului când frații mei sunt în iad? Cine crede că se poate mântui, că se poate desăvârși singur, acela se înșală. Acela încă nu l-a văzut pe Dumnezeu. Acela, la urechile aceluia, încă n-au ajuns cuvintele lui Dumnezeu. Limbile de foc încă nu s-au pogorât și peste acela. Dacă rămânem uniți, chiar dacă nu suntem încă desăvârșiți, Dumnezeu va împlini toate. Duhul cel Sfânt, care pe toate le împlinește, va împlini și lipsurile noastre dacă le vom pune la un loc. Dacă vom arăta că un Tată avem. Iarăși, într-o altă rugăciune pe care o veți asculta un pic mai îndată, mai târziu, spune, deși suntem așa, adică păcătoși, Doamne, totuși n-am alergat la Dumnezeu străin. Pe Tine Te-am dorit, pe Tine Te-am așteptat. Ție unui am slujit, n-am știut să ne închinăm la Dumnezeu străin. Auziți? N-am știut. Atât de străină trebuie să ne fie această infidelitate, necredincioșie. N-am știut să mă închin la Dumnezeu străin. Dacă vom cere acestea, fericiți vom fi. Fericit este acela care se apleacă și se uită la cei prea mici, la cei prigoniți ai sorții, pentru că acela îi va face bucurie celui care a zis, dacă ați făcut acestora prea mici, mie mi-ați făcut. Fericit este acela care se pune la dispoziția celui de lângă el.
acela care slujește aproapelui său, pentru că va fi asemenea învățătorului care, spălând picioarele ucenicilor lui, a zis: cel ce vrea să fie mai mare să se facă mai mic. Fericit este acela care se lasă pe sine la urmă, pentru că îl va bucura pe cel care a zis: cei din urmă vor fi cei din tâi. Fericiți vom fi și noi dacă vom cere toate acestea cu umilință, cu smerenie, în fiecare zi și înaintea fiecarei rugăciuni și înainte și la începutul fiecarei zi, să începem cu această rugăciune pe care ziua de astăzi ne-a adus-o. Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Amin.